Deci, bună ziua tuturor! Ca de fiecare dată știți că eu mă salut cu toți acei care urmăriți acest site curaj.md. Mai mult ca atât, eu vin în fața dumneavoastră astăzi cu un mesaj nou în grădina publică Parcul Ștefan cel Mare. Suntem la microfonul liber. După cum vedeți, eu am... Europei, chiar da, chiar scoarul Europei, da, uitați aici ne sunt, vreau să spun că arborate drapelele municipiului Chișinău, a Republicii Moldova și a Uniunii Europene. Da? Am făcut puțină noțiune introductive privitor la ceea ce a menționat domnul Brega, că suntem în scoarul Uniunii Europene. Și după cum vedeți, ca să le fac publicitate și la poliție, da? Uitați, ei sunt dotați cu uniforme exact din banii Uniunii Europene, din fonduri. Și cuie nu i-a lucrat, sau ca să mă exprim așa într-un mod mai direct, cine vrea să fie încălțat, îmbrăcat, uitați așa, salariat, pensionat, veniți în poliție. Ei nu fac oricum nimic, sunt îmbrăcați, salariați, pensionați și a repetat-o de fiecare dată și s-o pun. Pensionați de vreme, la vârsta noastră ei de-a mers la pensie. Corect. Deci eu acest mesaj îl transmit și Voicu. Voicu, salutări, am înțeles că ești a doua oară deja infectat cu COVID, eu cred că tu nu scăci de data asta și spun de ce nu scăci. Din cauza că nu m-ai chemat în audiență. Și eu am solicitat audiență în mod repetat la dumitale și de fiecare dată când sunam în cancelare îmi spune: alo, piața centrală? Deci vreau să spun un singur lucru, mulți stimați internauți, că Ministerul de Interne a Republicii Moldova s-a transformat în piața centrală. Uitați acea doamnă, a fost înregistrat telefonic de către mine, în discuția care eu am făcut-o încă, vreau să spun că în luna mai, privitor la acea audiență care eu am spus fi în regim de urgență, deoarece acel atentat cu umor asupra vieții mele, care a avut loc în data de 5 aprilie 2020, în sectorul Ciocana, pe stradă, Milescu, Spătaru, Nou, Scara 4, până în ziua de azi, eu am dat deja, vreau să spun că toate declarațiile privitor la acest grup organizat criminal, unde sunt implicați, vreau să spun că toți acești, să folosesc termenul, nu știu, da, Dodon de fapt el îl folosește, văd că vor unii în toată emisiunea asta la Secretele Puterii, bandiugani, da? Ia că uitați, grupile este bandirovșile este lor, care îi emblă, vreau să spun, pe la mormântări, duc ordinii este gloria muncii, da? Eu am și un ordin, eu am să-l prezint, dacă să nu mă abac de la subiect, fiindcă eu țin în mână, vreau să spun că lista susținătorilor pentru alegerile Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020 a Partidului Verde din România. Mulți stimați colegi de studii, mulți stimați prieteni, cunoscuți, toți cei care sunteți, vreau să spun că pe celălalt mal a Prutului, după cum și spunem noi de fiecare dată, Basarabia și România Mare, și se începe tot istoria asta, vreau să spun, că de la Nicolae Basarab încoace. Eu n-am venit, vreau să spun, că uitați, cu toate că Dimitri Cantemir, acest domn al Moldovei, el a făcut descriere, înțelegeți? A făcut, vreau să spun, că foarte lucruri frumoase și eu am menționat-o între celelalte interviuri, că este mormântat la Iași, dar este un cronicar care își merită, vreau să spun, că locul și cinstea în această alee a clasicilor din grădina publică Ștefan cel Mare. Deci eu am prezentat lista și am să prezint și buletinul. Toate că usată-i salut, îmi place de tine totalmente și ei și faci de la nord la sud. Vreau să spun că mie mi se pare, dar nu mi se pare, că da, posibil să-ți dau o șansă, înțelegi? Spui mâna pe cuval, dar și e mantirovcă din midrolul acelea, ori îi adori, ori îi culci la pământ. Din cauza că mie îmi place... Asta în primul tur, dar între doilea. Da, să, posibil. Eu am spus că toate chestiile astea care le-ai făcut și-ai oferit șansa lui Dodon în 2014, înțelegi? Că el să vină în 2014, când el a fost exclus, Renato, în 16. Da, în 16. Nu, el a fost exclus în 14, dar în 16 o candidat. Tocmai, de ce spun că în 14? Din cauza... votați pentru, da, Dodon. Eu știam unde mă aflam în 2014, și-am menționat-o de fiecare dată, eu am votat, vreau să spun, că la universitate, înțelegeți? Da, toți întreabă, dacă are universitate de la Cricova, Universitatea Vieții. Acolo eu vreau să spun că e perspectivă, perspectivă, nu așa, dar străiești pe paneate, străiești, vreau să spun, pe niște principii și pe niște valori. M-au auzit lupul, cel care îmi like, promit, fac și tot așa mai departe, autocarul și ăla. Înțeles că vor unii spun la Secretele Puterii. Marian Ilici? Că, da, da, Marian Ilici. El a spus că doarme în curtea de conturi acolo. Eu am făcut în celălalt interviu,
anterior și unde am prezentat, vreau să spun că o cerere, plângere, care a fost depusă în data de 16 martie la Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Chetraru, colegul de la Academia de Administrare Republică, salutare! De aici vom jvoi că lupul acolo strimat în teritoriu să controleze, că eu am dat de lucru. Ce să facă și ce să investigheze, deoarece sunt, vreau să spun, comisii, evaziuni fiscale, fraude bancare și tot așa mai departe. Cetățenii mei din sat, care eu îi reprezint, la acest microfon liber de fiecare dată, cum și mai exprimați, partea cealaltă scrie nu corupției, eu vreau să spun că acolo sunt niște persoane totalmente corupte. Și mai mult ca atât, eu devenit unii dintre dânșii, vreau să spun că iarăși o mizerie și o gunoiește a satului meu natal, Rădienii Vechi, Ungheni, cetățenii de onoare. Eu m-am referit între celelalte interviuri și am spus de fiecare dată că bunelul ăsta, Lodarie, el era cu spisocul. Dușea și mătura podurile pe la oameni, înțelegi? Și ridica pe Siberia. Răspunde nepotul pentru ce a făcut bunelul. Trebuie să răspundă că din punct de vedere genetic eu am spus că ce iasă de mâță și oare ce prinde. Moisei și la tine la fel. Tu încă mai ești viu acolo, tu am înțeles că cu bucliș. Tu cu drugul ăsta de la taxi, cu crâlă, ăsta cu, da, crâlă așa toți, îi spun că ei de fapt cunosc ursul Andrei. Am ușa să discutăm următorul interviu despre ursul acolo și o să vedeți dumneavoastră ce plângere frumoasă am depus eu la Procuratura Generală pe ursul, vă dați seama? Și am să-i fac o descriere totalmente ca să nu mă abat, vreau să spun că de la conținutul acestui interviu, dar mesajul meu a fost ca noi să susținem într-adevăr Partidul Verde din România. Uitați, eu așa se vede că date personale. Așa se vede că a fost, eu sunt al 10-lea. România vreau doar 10. 10 în toate, vreau să spun că alegerile, în toate cei ce faceți dumneavoastră pentru acea țară, care este deja membra Uniunii Europene, eu am arătat și buletinul, deoarece eu am venit azi ca să dau acea semnătură, că susțin acest Partid Verde și îl rog pe Alexandru să-mi aducă portretul și am să spun de ce eu susțin. Am să-i transmit cu Alexandru înapoi lista, stați-ne, te rog, lista și cu tot cu buletin. Buletinul, știi cum spune, e valoros, dânsul trece prutul. Uite, țicu aici, druganul ăsta care e el o candidat la funcția de președinte. Băi, ție nu ți-a fost greu, uite ce partid frumos aici. Partidul Verde Ecologist. Eu când am mers în alegerile din toamnă, din data de 20 octombrie 2019, uite, eu am mers din partea Partidului Verde Ecologist în alegerile locale, înțelegi? Eu am candidat la funcția de primar. Deoarece în 2011, data de 5 iunie, în alegerile locale, mie mi s-au fabricat dosare politice la comandă. Eu am fost persecutat politic. Și e ca așa, țicu, eu am acolo un culioc, el e boțit, da? Eu cred că să-l prezentez și pe dânsul. Și des și dosar serios, solid, stă acolo toată familia țicu. Bulbaș, înțelegi? Tăt putrigaiu și tăt mușigaiu și ăla care trebuie ridicat în Siberia. Uite, chiatra lui Gimpu de acolo, înainte de la guvern, o luăm. Îl luăm pe Dorin cu flori, luăm aici în scoară, ăsta Uniunii Europene și ne îndreptăm, înțelegi, către Franța. Ai înțeles unde, da? La Strasburg. Ne ducem acolo și arătăm fiecare ce merite și vreau să spun și menire am avut noi pe pământ. Deci, mulți stimați colegi, eu n-am venit ca să fac PR politic. N-am venit ca să fac un slogan, vreau să spun că destul de răzbunător, dar să știți că chestia asta eu am prezentat-o ca să mă vadă colegii mei din România.